Bună seara, stimați telespectatori! În începând din această seară, vă propunem o nouă emisiune care se numește Săptămâna de Business. De ce ne-am gândit la acest lucru? Pentru că absolut tot ceea ce ne înconjoară are influență din punct de vedere economic, atât asupra agenților economici, cât și asupra populației. Tocmai de aceea, Săptămâna de Business își propune să aducă în atenția dumneavoastră noutățile care apar, analize, comentarii și, de ce nu, să încercăm să facem și câteva predicții pentru ceea ce ne-ar putea rezerva viitorul. În această seară vom discuta despre noile prevederi ale codului fiscal, care sunt aplicabile începând cu 1 ianuarie 2016 și tocmai de aceea invitații din această seară sunt domnul Ion Iancu, directorul executiv al CECAR Prahova. Seara. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră. Găsit. Și domnul Nițu, care este președintele ales al CECAR Prahova, și o să ne explicați ori dumneavoastră, ori domnul Iancu, după ce vom face o prezentare a acestei instituții, să vadă și telespectatorii, poate că cei care sunt în rândul dumneavoastră și multe dintre societăți probabil că vă cunosc, dar ce înseamnă această abreviere CECAR Prahova? Haideți să începem cu acest lucru. Bună seara, cred că domnul Iancu este cel mai în măsură să vă facă prezentarea. Vă rog, domnul Iancu. Da. Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România, denumirea completă a ce a spus dumneavoastră CECAR prescurtat, este un organism profesional, autonom, independent, de utilitate publică, care, în general, gestionează profesia contabilă din România. Are multe alte atribuții, dar gestionează profesia contabilă din România. La noi, de când cu aplicarea guvernanței corporative, de acum 7-8 ani, de când s-a introdus această noțiune, cu separarea legislativului de executiv, s-au separat și la noi, să zic așa, atribuțiile, sunt organele executive, care sunt reprezentate de subsemnatul de director executiv și organele alese, respectiv Consiliul Filialei, care are un președinte. Consiliul Filialei este ales odată la 4 ani, are atribuțiuni de reprezentare, organizarea adunărilor generale, probleme de genul acesta, mai puțin cele de executiv, cele de administrare. Cele de executiv aparțin dumneavoastră. Cele de executiv, da. Deci, odată la 4 ani, Consiliul Filial este ales, este compus din 6 persoane, un președinte și 4 experți contabili. Din 2009, de când am luat modelul IFAC-ului, Federației Internaționale a Contabililor Autorizați, la care suntem afiliați. La care suntem afiliați, suntem membri fondatori. Președintele filialei este ales cu un an înainte de a intra în exercițiu, în funcție. Din ce cauză? De ce? Pentru că, fiind o activitate aparte față de, dacă lucrezi la o întreprindere, de exemplu, în compartimentul contabilitate, deci dintr-o parte într-alta faci cam același lucru în general. Și să se facă o tranziție. Da, sunt niște probleme mai de durată și mai de ușoară. Stă pe lângă președintele în funcție, un an participă, cum vrea dânsul, toate cele și după aceea intră în funcție. Domnul Nițu Cornel a fost ales la adunarea generală de anul trecut. Și acum, în luna viitoare, pe 26 februarie, când avem adunarea generală, îl validăm și intră în funcție. Și prea funcția de președinte, de aia este acum președintele ales. Deci intră în funcție la adunarea generală pe 26 februarie, când încetează mandatul vechiului președinte și intră în funcție domnul Nițu. Dacă îmi permite să aș mai zice, pentru că tot este vorba de corpul experților contabili, v-aș face așa foarte scurte, o foarte sumară prezentare, ca să foarte multă lume ne cunoaște. Noi avem foarte multe activități împreună cu Camera de Comerț, cu mediul de afaceri. Dar sunt persoane și mulți tineri care încă nu știu de noi și este o oportunitate pentru cei tineri de specialitate. Deci vă spuneam că este un organism independent, autonom, care gestionează profesia contabilă la nivelul țării. CECAR-ul are cam 37.000 de membri activi. Este al doilea organism profesional ca mărime din Europa. Cât sunt în Prahova? 1200, vă spuneam. Din cei 37.000, în toate județele sunt filiale care au sedii proprii. Deci patrimoniul CECAR-ului este foarte
consolidat, foarte bine așezat. E asociația cu cel mai mare număr de membri și cea mai bine organizată infrastructură, cea mai mare și cea mai organizată infrastructură. Deci avem filiale în toate județele cu sedii proprii. La filiala Pracova, ca să ajungem să coborăm puțin, noi avem membri activi, 1200 de membri, 1198, n-are, nu vă dau cifre exacte, din care persoane fizice 1022 și persoane juridice cam 177. Ce înseamnă persoane fizice? Experți contabili și contabili autorizați, care își exercită profesia în mod independent, sau pot să fie, deci și în acesta sunt mai multe împărți, deci pot să fie angajați sau liberi profesioniști. Deci vorbeam de experții contabili, persoane fizice, da? Se împar și dânși în angajați și în liberi profesioniști. Angajații care lucrează în alte societăți și care în afara timpului liber practică profesia de expert contabil și liberi profesioniștii, care sunt în cea mai mare parte, sunt cei care trăiesc numai din această activitate. Deci se poate trăi cu muncă multă, într-adevăr, pe propriile picioare, numai din această activitate. Și societățile comerciale, deci avem și, vă spunem, de persoane juridice, avem 177 de societăți de profil, societăți comerciale, societăți de expertiză contabilă și societăți de contabilitate, în funcție de asociații. Și ca să facem legătura cu codul fiscal, fie sub forma societăților, fie sub forma persoanelor fizice. Da, și o să dezvoltăm, să pentru că este de interes, da. Dar ca să facem legătura sub cele două forme. Să discutăm ce facem, da. Ce sau angajați cu contract de muncă. Da, și pentru că v-am spus mai devreme că este o temă de interes, noi prezentăm, avem întâlniri periodice cu studenții de la Universitatea Petrol-Gaze, de la Facultatea de Științe Economice, cu elevii din anul terminal de la Colegiul Economic. Pentru că dânsii pot obține această calitate de contabil autorizat sau expert contabil și pot trăi încă de la început pe propriile picioare sau pe lângă altă activitate salarială care o are, pot să desfășoare și această activitate. Deci persoanele cu studii medii pot obține calitatea de contabil autorizat, iar persoanele cu studii economice superioare pot obține calitatea de expert contabil. Trebuie să facă anumite cursuri pentru una a ajunge peste alta, să, da, să da, le dați vreau, o patalama la vreau să vă spun că, deci la modul cel mai sincer, expertul, ca și în orice profesie, reprezintă vârful profesiei respective. Ajunge expert contabil înseamnă, da, deci peste cea unui, da, contabil, deci, să da, zicem, mai simplu. Admiterea la facultate sau probleme de genul acesta sunt deja mărunte sau ușoare pe lângă ce se întâmplă la noi. Se dă un examen de acces la stagiu, un examen la 7 discipline, să zic, de experții contabili, care reprezintă 90% din membrii noștri, persoanele fizice. Deci la 7 discipline: contabilitate, audite, evaluare, expertiză contabilă, fiscalitate, drept, doctrină și deontologie. Deci 7 discipline. La fiecare disciplină trebuie să obții nota 6 și media generală 7. Deci vă dați seama, cu subiecte sigilate, scrise, ne vin. Care este rata de promovabilitate la dumneavoastră? Deci la, la examenul la de acces, vă spun, dar este foarte bună întrebarea, la examenul de acces, rata de, gradul de promovabilitate, să zic așa, este la nivelul țării în jur de 60-70%, oscilează de la an la an. Și de ce? Și în Prahova? În Prahova tot. E media națională. Nivel, da, da. Media națională. De ce? Pentru că din 2007, de când am aderat la directivele Uniunii Europene, mai precis la directiva 4-a europeană, ca să dai, înainte puteai să, deci până în 2007, ca să dai examen la expert contabil, trebuie să, să fi terminat Facultatea de Finanțe Contabilitate și să fi avut 3 ani vechime în specialitate sau altă facultate economică și 5 ani vechime. Din 2007 s-a modificat și orice absolvent de studii economice superioare a terminat facultatea acum, poate să dea examen de acces la stagiu peste 2-3 luni când se organizează examenul în anul respectiv. De regulă se organizează în luna octombrie, după ce se termină examenele la facultăți. Și sunt foarte mulți tineri, eu i-am mai îndrumat, pentru că de-aia sunt numit acolo, ca să ieși în drum, să ajut să nu
cheltuie banii degeaba, să nu piardă timp degeaba. Este foarte greu să termin o facultate, să zic așa, marketing, merceologie, management, în care faci de regulă un semestru de contabilitate în 4 ani de facultate și să dai după aceea să obții calitatea de expert contabil. Pentru că este o diversitate foarte mare. În facultate înveți foarte puțin. Așa, dacă mai lucrezi într-o întreprindere sau mai multe, da, o perioadă de câțiva ani, că aveți experiență practic, și de atunci, și până atunci aveam gradul de probabilitate mai mare, pentru că de două exameni, numai cei care aveau, v-am spus, finanțe, contabilitate și vechime. Și gradul era în jur de 90%. Acum gradul este mai mic, a scăzut, pentru că eu nu pot să-i opresc să nu se înscrie la examen. Dar îi sfătuiesc. Mai stai, mai învăț, îi întreb ce știu, ce cunosc despre alea, pentru că se dă din toate materiile. Că avem și contabili vechi, economiști vechi, care spune: eu lucrez de 15 ani în contabilitate. Și întreb și eu: dar ce faceți? Păi țin clienți, furnizori și astea. Păi asta nu-i contabilitate. Asta e evidența tehnică operativă. Și să tot contabilitate, dar foarte, foarte mică. În Uniunea Europeană, asta este încadrată la sistem de gestiune. Nu le zice contabil. Ne-am avut niște cursuri prin Pozdru și asta se denumea disciplina respectivă asistent de gestiune, cel care ține contabilitatea primară. Deci asta vă spuneam, examenul este foarte complex, foarte vast și îți dă din toate ce presupune, să zic, contabilitatea. Fuziuni, lichidări, dizolvări, conturi consolidate, multe altele, nu intrăm în analiză asta. Financiară. După ce au intrat, deci din cauza aceasta, pentru că sunt mulți care au făcut puțină contabilitate și știu mai puțin, gradul este, cum vă spuneam, în jur de 60-70. După ce fac urmează, o mică notare, da, vă rog, și apoi v-aș ruga să ne spuneți și dacă acum, iată, a trecut aproape un an și vă așteaptă peste o lună să preluați efectiv prerogativele funcției pe care ați câștigat-o anul trecut, dacă ați avut emoții și cum a fost acest an de adaptare, așa cum spunea domnul Iancu, să vă obișnuiți din mers. Dacă îmi permite să termin un pic cu aceste etape, că mai am, deci v-am spus de examen de acces, dar mai avem două etape până ajunge la profesor. Aș mai vrea să spun o etapă preliminară, da, care nu este. CECAR-ul organizează cursuri. Am văzut la pentru cei care vor să dea examen. Nu sunt cursuri obligatorii, cum a spus directorul. Încercăm să-i ajutăm. Încercăm să-i ajutăm, mai ales pentru cei care n-au o practică în profesie și n-au dobândit cunoștințele în timpul facultății necesare susținerea unui asemenea examen. Discutăm pe subiectele din alea anteriori. Îi orientăm, canalizăm spre ce materii se dă, cum să le abordeze. Okay. Deci vă spuneam de examenul de acces la profesie. Odată ce au absolvit acest examen, urmează un stagiu de 3 ani. În care se face pregătire tehnică, pregătire deontologică, prezintă niște lucrări semestriale, un set de 50 de probleme, dau niște evaluări semestriale, deci tot timpul îi pregătim. Deci un stagiu de 3 ani. La terminarea stagiului de 3 ani se dă un examen final, examenul de aptitudini, care iar se dă la cele 7 discipline, dar mult mai complex. Și în final ce ajungi? Deci odată ce ai absolvit și examenul de aptitudini, devii expert contabil. Trebuie să te înscrii în tabloul corpului, adică practic în evidența CECAR-ului, obții carnetul și după aceea, ca să poți profesa în fiecare an, trebuie să obții viza de exercitare a profesiei anual. Deci experții noștri, să înțeleagă lumea mai bine, nu pot profesa dacă nu urmează un curs de 40 de ore, deci în fiecare an, experții noștri sunt obligați să urmeze cursuri de pregătire profesională ca să-și mențină pregătirea, pentru că, după cum știți și dumneavoastră și toată lumea, este ușor să obții o calitate, dar este mult mai greu după aceea să o menții. Mai ales că apar tot felul de modificări și legislații. Mai ales în domeniul economic, că toți zicem cine ne-a pus să ne facem economic. Noi ne-am pus, dar apar nu... ordonanțe de urgență, da, hotărârea de modificări. Da, nicio altă profesie, atunci... în nicio altă profesie nu termină atâtea modificări. Deci sunt obligați să facă un curs de 40 de ore anual, să obțină viza de exercitare a profesiei, niște condiții, și de-abia pe baza vizei anuale poate să-și exercite profesia, cum vă spuneam, ca persoane fizice sau societăți comerciale, în formă personală juridice. Domnul Nisu. Aș mai vrea să-l completez pe dânsul. În cadrul corpului experților, în cadrul corpului experților există un grup al experților judiciari, pentru care efectuează expertize contabile judiciare pentru
instanță da. Pentru organele din cei, de justiție. În cazul în care anumite societăți... Da. Da, ajung da. Într-un litigiu din sau cei 970 de experți contabili, 200 și vreo 60 fac parte în acest grup de experți judiciari care au o pregătire. Ați avut și în ultimul timp, spre exemplu, cu toate aceste cazuri care au fost mult mediatizate, care au DNA și așa mai departe, care au pregătire aparte, care au o pregătire aparte și dau niște examene aparte, deci au pregătire de Ministerul Justiției. Deci, pe niște liste, sigur că aici responsabilitatea lor este mult mai mare decât a fost contabilă pe un bilanț contabil, spre exemplu. Și sunt și dânși pe niște specializări, tot așa. Exact. Avem 9 specializări la care vor să opteze fiscalitate, contabilitate și în acele domenii sunt numiți de instanțe. Da, absolut, în funcție de câtă meserie cunoști. Exact. Da. Deci, cum a fost acest an? A fost un an bun, după ce la mine fost pot să spun că e o continuitate, întrucât este asociația unde am cea mai mare atragere. Deși sunt membru al multor asociații profesionale, nu vreau să le fac acum eu să le enumer, pentru că aș face concurență corpului pe care îl reprezint în seara aceasta, dar este asociația care mă reprezintă cel mai mult, pentru că e o asociație care are o structură locală, o structură foarte bine organizată, un număr de membri foarte bine pregătiți. Am ajuns să ne cunoaștem de-a lungul timpului între noi, să ne ajutăm în diverse situații, profesional vorbind, chiar și cu actualul, care va fi până în februarie președinte, am avut o relație foarte bună, nu mai vorbesc cu domnul Iancu, am colaborat profesional sub toate aspectele, chiar scuzați, și... deci domnul Nițu a fost... Eu deci nu l-am întrerupt, eu zic că discutăm interactiv, ne completăm. Fără doar și deci Nițu a fost membru al Consiliului Filiale și cunoaște despre ce și este vorba. Și vicepreședinte în trecut. Și vicepreședinte, deci cunoaște cunosc, nu este activitatea CECAR-ului. O trecere bruscă, e o trecere continuă. Și firească, la și urmă. Și firească, da, și politica... Nu putem să spunem că o facem noi sau nu o facem noi. Este reglementată prin anumite norme și așa mai departe. Noi nu poate ne punem amprenta personală, știți cum e. Ca manager, ca virgulă conducător împreună cu domnul Iancu, care dânsul este pe probleme administrative, executive, așa cum a spus dânsul. Și sper să ne descurcăm în continuare, să nu fie, adică să fie pe o linie ascendentă și cu succese mult mai vizibile. Cu siguranță. I-aș ruga pe colegii din regie să pregătească primul calup și anume știrile săptămânii. Ne reîntoarcem și haideți să intrăm puțin în pâine, dacă putem spune așa. Vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la 1 ianuarie 2016, acest nou cod fiscal care a intrat în vigoare, care ar fi foarte pe scurt, deci doar să le enumerăm acum, apoi luăm această rubrică și dezvoltăm fiecare dintre subiecte ulterior. Înainte de a intra direct în pâine, cum a spus asta, vis-a-vis de codul fiscal, aș vrea să fac trimitere la faptul că pe lângă codul fiscal sau noul cod fiscal, cum ne place să-l denumim, este și un cod de procedură fiscală actualizat. Deci noul cod fiscal a fost adoptat prin legea 223/2015. Este codul de procedură fiscală care și el a venit cu destul de multe noutăți prin legea 207/2015. Iarăși un act normativ care a avut o apariție anterioară începând cu 2015, ordinul 1802/2014, care a început cu 2015 și a pregătit puțin codul fiscal și trecerea la acest ordin, privind reglementările contabile aplicabile începând cu anul 2015, mai este ordinul 2634 cu privire la formularele financiar-contabile care au legătură cu noul cod fiscal și noul cod de procedură fiscală, plus o serie de acte normative ordine care au fost date spre sfârșitul anului 2015 cu aplicabilitate din 2016, privind întocmirea tot felul de declarații, de conturi pentru organele fiscale. Asta spunea domnul. A fost o infuzie de acte normative fiscale și contabile, încât pe noi contabilii, nu că ne-a dat puțin peste cap, dar ne-a pus puțin în alertă. În alertă și este firesc. Cred că au fost binevenite aceste acte normative, poate în momentul lor, spre finalul anului, incorpore. Da. Vom discuta despre fiecare în parte, le luăm pentru că avem mai multe capitole pe care ne propunem să le dezbatem în continuarea emisiunii. Deocamdată, dacă regia este pregătită, v-aș ruga să urmărim împreună știrile săptămânii.
Guvernul a adoptat o hotărâre prin care se vor constitui comisiile de insolvență la nivel central și teritorial. Una dintre etapele incluse în planul de acțiune al implementării legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice. La nivel teritorial vor fi constituite 42 de comisii de insolvență, una fiind în Prahova, formate din reprezentanței Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Finanțelor Publice și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Membrii comisiilor de insolvență la nivel teritorial urmează cursuri de specializare în insolvența persoanei fizice, precum și în alte domenii relevante pentru aplicarea acestei proceduri în 3 luni de la desemnare, precum și cursuri de formare continuă. Activitatea acestor comisii va fi sprijinită de un aparat tehnic. În ședința din 23 decembrie 2015, Guvernul a adoptat prorogarea cu un an a termenului de intrare în vigoare a legii numărul 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Programul oficial de internship al Guvernului se va derula în această vară în perioada 22 iulie-22 septembrie 2016 și va avea ca obiectiv implicarea tinerilor performanți în activitățile Guvernului pentru dobândirea de către aceștia a experienței și cunoștințelor practice. 150 de stagiari vor fi recrutați la Palatul Victoria, în ministere și în celelalte instituții participante la program. Dincolo de activitatea zilnică în cadrul administrației centrale, stagiarii vor avea ocazia să participe la discuții și mese rotunde în prezența unor înalți oficiali ai statului român, precum și la training-uri și workshop-uri tematice. Pe durata programului, stagiarii vor fi plătiți cu o bursă menită să contribuie la amortizarea costurilor de subzistență în cele 2 luni ale stagiului. Programul de internship este coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului și se organizează în 2016 conform calendarului următor. 15 februarie, lansarea oficială a programului. 15 mai, încheierea perioadei de înscriere. 16 mai, 22 mai, evaluarea candidaturilor. 22 iulie, deschiderea programului oficial de internship. 22 septembrie, finalul programului. Autoritatea de supraveghere financiară a aprobat modificarea normei privind RCA. Am aprobat în Consiliul ASF amendamentele la norma 23. Avem clauza cu privire la corelarea primelor și majorărilor de prime cu daunalitatea, a declarat președintele ASF Mișu Negrițoiu. Astfel, asigurătorii vor fi obligați să coreleze evoluția tarifelor RCA cu nivelul daunelor pentru fiecare segment de asigurați, iar pentru vehiculele care nu pot circula în străinătate din cauze tehnice, nu vor mai încheia și polițe carte verde. Totodată, norma modificată prevede că asiguratorii vor emite doar polița RCA fără carte verde pentru vehiculele care nu pot circula în afara României din cauza limitărilor tehnice. În această categorie se pot încadra mijloacele de transport în comun sau tractoarele cu regim special de înmatriculare. Nu ne-am referit expres la transportatori aici. Sunt toate vehiculele care nu pot circula în străinătate pe fondul limitărilor tehnice, a precizat Negrițoiu. Norma va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Curtea Constituțională a decis că legea prin care sunt introduse pensii pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene este neconstituțională, admițând astfel sesizarea înaintată de guvern. Legea pensiilor pentru aleșii locali va intra din nou în dezbaterea Parlamentului pentru a pune de acord decizia magistraților de la CC cu actul normativ. Guvernul a sesizat pe 26 decembrie Curtea Constituțională a României în legătură cu obiecțiuni privind legea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene. Potrivit legii privind statutul aleșilor locali, adoptată de Senat ca for decizional în ultima ședință de plena sesiunii parlamentare, primarii, viceprimarii, președinții de consilii județene și vicepreședinții acestora care îndeplinesc condițiile vârstei de pensionare vor putea primi la încetarea mandatului o indemnizație pentru limită de vârstă, pensie specială, în același regim cu senatorii și deputații.
Am revenit la emisiunea Săptămâna de Business, alături de noi domnul Iancu și domnul Nițu, care sunt reprezentanții CECAR Prahova. Mai avem foarte puțin timp până să luăm un calup de publicitate, un minut și jumătate, în care aș vrea să punctați foarte pe scurt care sunt principalele modificări aduse de la 1 ianuarie 2016 în ceea ce privește taxele, impozitele, cotele care s-au modificat din punct de vedere fiscal. Dacă ar fi să o luăm în ordinea multitudinii modificărilor, pe primul loc cred că s-ar situa taxa pe valoare adăugată. Nu fac o cronologie chiar după codul fiscal. Pe locul 2 ar fi de importanță impozitul pe clădiri, care vedem la ora actuală că se lovește toată lumea de el. Impozitul pe dividende, ca importanță tot așa. Ar fi impozitul pe profit, care a suportat mici modificări. Și iarăși, privind în legătură cu impozitul pe venit la persoane fizice, micro-întreprinderele au avut câteva modificări de importanță substanțială, da, pentru alegerea între cifra de afaceri, pentru profesiile liberale cel mai mult, între cifra de afaceri și impozitul pe venit la persoane fizice. Bun, le vom lua pe fiecare dintre ele și le vom detalia imediat. Deocamdată un calup de publicitate și revenim la emisiune.